Suntem la sfârșitul capitolul 13, vă rog să deschideți cu mine în Evanghelia după Ioan și ne aflăm împreună cu Domnul Iisus și cu ucenicii săi în camera de sus, în ultimele clipe înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. Este un moment intim, un moment privat între Domnul Iisus și ucenicii săi și suntem și noi invitați ca să fim martori acestor evenimente, pentru că și noi suntem ucenicii săi. Am fost martori până aici la spălarea picioarelor, am fost martori la demascarea lui Iuda și la izgonirea lui Iuda din mijlocul ucenicilor, am fost provocați și noi să ne punem acolo în această intimitate și să realizăm că tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce s-a scris, a fost scris și s-a întâmplat pentru noi, ca și noi să credem. Și noi să ne cercetăm cu aceste realități. Și noi ca să vedem acest tablou al dragostei lui Hristos pentru noi. Și noi să ne cercetăm ca nu cumva să fim acel care trebuie să fie demascat sau izgonit în afara părtășiei. Suntem invitați ca să participăm la această cină intimă. Suntem invitați ca să simțim în mod personal, în mod real, dragostea Domnului Iisus Hristos pentru noi. De fapt, în mod explicit, ne face cunoscut evanghelistul Ioan care este scopul Domnului Iisus Hristos în următoarele capitole. El spune la începutul capitolului, înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus știind că a venit ceasul ca să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Ăsta este scopul Domnului Iisus Hristos în aceste momente, ca să ne arate și să ne iubească până la capăt, să ne arate dragostea lui Dumnezeu și să ducă această lucrare de dragoste față de ai săi care erau în lume până la capăt. Dragostea lui Dumnezeu pentru copiii săi este una totală, este una completă. Nu este aceeași dragoste ca și Ioan 3:16. Fiindcă așa de mult a iubit lumea, în general, da? Este aceeași dragoste cu Ioan 3, fiindcă s-a dat pe sine ca toți cei ce cred. Dar dragostea generală, dispoziția de dragoste a lui Dumnezeu este una și iubirea față de cei ce cred, față de cei ce sunt ai săi, este specifică, este totală. Este o amplificare în dragoste, de la o dragoste generală la o dragoste specifică. Și cred că de aceea în acest moment suntem prezenți doar noi cu ucenicii și Iuda este izgonit afară în întuneric. Moartea Domnului Iisus Hristos este iminentă. Suntem doar la clipe de acest eveniment. Iar El vrea ca să-și pregătească ucenicii pentru această traumă care vor urma să o sufere văzând pe Mântuitor, suferind și murind pentru păcatele lor. Și vrea ca să-i pregătească pentru slujirea și suferința care urmează în viața lor după înălțarea Lui. Și nu doar pe ei, ci pe toți ai săi care sunt în lume. Și aici, dacă ești un ucenic a Domnului Iisus Hristos, dacă ești un credincios, te incluzi și pe tine. El vrea să te pregătească pe tine, iubindu-te până la capăt, ca să treci prin această lume plină de suferințe, plină de încercări. Tocmai am ascultat introducerea discursului Domnului Iisus în duminica trecută. Am văzut că Domnul Iisus Hristos vorbește în felul următor, începând la versetul 31. Acum Fiul omului este proslăvit și Dumnezeu este proslăvit în el. Dacă Dumnezeu este proslăvit în el, atunci și Dumnezeu îl va proslăvi în sine, în sine însuși. Și îl va proslăvi îndată. Copilași, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta, dar așa cum le-am spus iudeilor, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o nouă poruncă. Să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Tot așa să vă iubiți și voi
unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și am văzut că Domnul Iisus ne arată că scopul lui principal, scopul lucrării lui pe acest pământ, este glorificarea lui Dumnezeu. Și El dă o poruncă nouă ucenicilor săi în acest context și ne-o dă și nouă dacă suntem ucenicii Lui, prin care noi vom glorifica pe Mântuitorul nostru dacă o împlinim. Și anume să ne iubim unii pe alții, dar nu oricum, ci să ne iubim în așa fel în care am fost iubit de El, așa cum v-am iubit eu. Dacă ne iubim cu aceeași dragoste, cu același fel de dragoste, cu aceeași intensitate, ca și Domnul Iisus Hristos, dacă ne iubim așa cum ne-a iubit El, atunci cei din jurul nostru vor vedea dragostea lui Dumnezeu exemplificată în noi. Atunci vom fi instrumente a lui Dumnezeu prin care și noi vom glorifica pe Dumnezeu. Glorificând pe Dumnezeu Fiul care ne-a răscumpărat pe noi, glorificăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Arătând lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre prin Duhul Sfânt. Cei din jurul nostru vor fi confruntați cu dragostea lui Dumnezeu. O dragoste așa de puternică, așa de profundă, încât nu poate fi negată, nu poate fi explicată. Și în felul acesta, dacă vom asculta și vom împlini această poruncă de a ne iubi unii pe alții, așa cum ne-a iubit El, vom fi părtași la glorificarea lui Dumnezeu. Ucenicii însă par focalizați pe alt aspect din această introducere, care pentru ei acum a devenit deosebit de clar. Și anume, ei parcă nici nu aud lecția aceasta minunată despre glorificarea lui Dumnezeu, parcă nici nu aud lecția aceasta minunată despre dragostea de frați, ci ceea ce aud ei cel mai clar și mai răspicat este anunțarea Domnului Iisus Hristos că El urmează să-i părăsească. Îi șochează lucrul acesta. Copilași, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta, dar așa cum le-am spus iudeilor, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Tot așa vă spun și vouă, și vouă acum. Nu se mai pot concentra pe adevărurile teologice care le expune Domnul Iisus Hristos despre slava lui Dumnezeu, despre proslăvirea lui Dumnezeu în lucrarea sa. Nu se mai pot concentra pe aplicațiile practice. Că dacă suntem motivați de slava lui Dumnezeu, vom iubi precum Dumnezeu iubește. Ci sunt preocupați de această realizare că Iisus urmează să îi părăsească. Că El va mai fi doar puțin timp cu ei. Și această realizare îi tulbură așa de mult încât Petru intervine și izbucnește într-o intervenție tipic Petru. Petru care este mai emoțional, Petru care este mai coleric, Petru nu-și poate conține reacția și gura o ia pe dinainte, ca de obicei. Și el intervine și întrerupe introducerea Domnului Iisus Hristos pentru că vestea aceasta care în sfârșit a înțeles-o, că Domnul Iisus Hristos urmează să-i părăsească, îl șochează așa de mult, încât întrerupe dialogul, întrerupe discursul Domnului Iisus Hristos și intervine. Această veste devine evidentă pentru ei, pentru Petru, deși Hristos le-a repetat de multiple ori, vedem în Evanghelii că această veste despre plecarea Domnului Iisus Hristos este peste tot în Evanghelii, de data aceasta este deosebit de clar. În sfârșit au înțeles că plecarea Mântuitorului este iminentă. Haideți să privim împreună la ultimele versete din capitolul 13 și să vedem această discuție între Domnul Iisus Hristos și Petru. Ce urmează, de fapt, este un fragment în care avem un dialog între Petru și Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos pornește un monolog, dar când Petru și ceilalți realizează ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, este întrerupt de Petru și pornește acest dialog. Simon Petru l-a întrebat: Doamne, unde te duci?
Iisus i-a răspuns: acum tu nu poți să mă urmezi unde mă duc eu, dar mai târziu mă vei urma. Petru i-a zis: Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până când nu te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru nu-și poate conține emoțiile, nu poate conține tulburarea lui, nu poate conține grija lui. Și intervine, îl întrerupe pe Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne, unde te duci? Doamne, am auzit că ai zis și ceva despre slava lui Dumnezeu, am auzit că ai zis și ceva despre planul de mântuire, am auzit că ai spus și ceva despre dragostea de frați, dar Doamne, explică-mi unde te duci, de ce vrei să mă părăsești? Lasă astea alalte. Cum adică pleci? Și întrebarea lui Petru trădează mult despre starea lui, despre înțelegerea lui până în acel moment și despre maturitatea lui. Petru este surprins, Petru este tulburat, Petru este dezamăgit, Petru este trist. Ucenicii așteptau instaurarea împărăției lui Hristos, iar ei să fie în conducere. Ucenicii erau pe val, tocmai au intrat triumfal în Ierusalim împreună cu Mântuitorul. Tocmai s-a arătat faptul că el va fi într-adevăr regele iudeilor, iar ei vor fi consilierii lui. Rețineți, cu doar clipe înainte de aceste momente, ce făceau ei? Se certau despre cine va fi cel mai mare, cine va fi prim-ministru în împărăția Domnului Iisus Hristos. Și acum este evident că așa ceva nu se va întâmpla. Ba mai mult, nu numai că nu vor domni în Ierusalim cu Domnul Iisus Hristos, numai că nu vor izgoni afară pe romani, dar Domnul Iisus Hristos urmează să-i părăsească. Nici măcar nu vor mai beneficia de părtășia cu El. Nici nu ne putem imagina ce simțeau acești oameni. Din momentul în care ai fost născut din nou, din momentul în care Duhul Sfânt a venit și a locuit în tine și locuiește în tine și te-a pecetluit cu Duhul Sfânt Dumnezeu, simți prezența lui Dumnezeu în viața ta. Și probabil că ai avut momente în care ai simțit-o un pic mai puțin. Poate din cauza păcatului. Poate din cauza unei răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu. Și în acele momente, rețineți fiecare dintre voi câtă întristare. Noi care ne spune Scriptura că ne bucurăm de El, deși nu L-am văzut. Imaginați-vă acești oameni care 3 ani jumate au umblat cu Mântuitorul. Au mâncat cu Mântuitorul. Au fost la pescuit cu Mântuitorul. El este Domnul și Mântuitorul lor. El este învățătorul lor. El este prietenul lor. Este și al tău. Și al meu, dacă suntem copiii Lui. Că nu simțim aceeași intimitate este o problemă. Ar trebui ca să căutăm să simțim acea intimitate. El este prietenul nostru, El este Domnul nostru, El este învățătorul nostru, El este mângâietorul nostru. Dar acești oameni care 3 ani jumate au purtat o relație deosebită cu Domnul Iisus Hristos și au format tot felul de speranțe despre unde va duce această relație, acum li se spune că nu numai că acele speranțe vor fi dezamăgite, dar urmează ca El să nu mai fie prezent. Eu cred că asta l-a zdrobit pe Petru. Eu cred că i-a zdrobit pe toți. De fapt, tema aceasta despre plecarea Domnului Iisus Hristos, despre moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos, este peste tot prezentă în Evanghelie, este repetată. Ei nu primesc informații noi, nu-i precum 3 ani jumate, Domnul Iisus Hristos nu le-a spus nimic despre acest adevăr și dintr-o dată, le spune în ultima zi înainte de răstignire. Și acum ați confruntați cu această problemă, ei nu se așteptau să simt trădați cumva și sunt întristați de ea. Domnul Iisus Hristos le spune de repetate ori această informație, doar acum ei pricep această informație, pentru prima dată, cel puțin acest aspect, că El urmează să îi părăsească, fizic vorbind.
În Luca 9, de exemplu, dacă vreți să priviți cu mine, după ce Petru face acea magnifică declarație de credință spre Iisus Hristos, Hristos le vestește din nou moartea sa, da? Deci acum mergem înapoi în trecut și observăm că această temă a morții Domnului Iisus Hristos este prezentă dinainte. Și dacă vreți acasă să căutați prin Evanghelii, veți vedea că Domnul Iisus Hristos în mod repetat prezintă și reprezintă și prezintă din nou moartea sa. Ei ar trebui să fost așteptată la lucrul acesta. După această mărturie a lui Petru, Domnul Iisus Hristos vestește, versul 21, moartea sa. Însă Iisus i-a avertizat și le-a poruncit să nu spună nimănui acest lucru, zicând: Fiul omului trebuie să sufere mult și să fie respins de către bătrâni, de către conducătorii, de preoților și de către cărturari. Să fie omorât și a treia zi să fie înviat. Mai încolo, dacă mergem mai în jos, în versetul 43, vedem din nou că avertizează despre faptul că acest lucru trebuie să se întâmple. În timp ce toți se mirau de tot ceea ce făcea el, Iisus le-a zis ucenicilor săi: ascultați cu atenție aceste cuvinte, da? Deschideți urechile. Ascultați cu atenție aceste cuvinte. Fiul omului urmează să fie trădat în mâinile oamenilor. Ei însă n-au priceput aceste vorbe, pentru că înțelesul lor era ascuns de ei, ca să nu înțeleagă, și se temeau să-l întrebe despre lucrul acesta. Știți ce s-a întâmplat imediat după aceste evenimente din Luca 9? Imediat după ce Domnul Iisus Hristos le-a vestit moartea sa, imediat după ce i-a atenționat despre ceea ce se va întâmpla cu el, despre faptul că va fi vândut, despre faptul că va fi omorât, versetul 46. Apoi s-a iscat o ceartă între ei cu privire la cine este cel mai mare dintre ei. Domnul Iisus Hristos le spune: încă puțin timp și eu voi fi răstignit, eu voi muri. Încă puțin timp și voi fi vândut, voi fi trădat și dat în mâna oamenilor. Și ei sunt aici, în partea asta, la altă, și se ceartă despre cine va avea ce post în împărăție. Asta este starea lor. Asta este nivelul de maturitate. Este bine să nu cădem în capcana de a diviniza pe apostol. Trebuie să-i lăsăm la locul unde Dumnezeu i-a lăsat, sunt trimiși lui, și tot ceea ce ei ne spun pe paginile Sfintei Scripturi sunt cuvintele inspirate ale lui Dumnezeu, dar ei au fost oameni. Este fantastic pentru mine. Eu cred că nu este la întâmplare. Dar cei mai mari oameni al lui Dumnezeu care îi avem prezenți pe paginile Sfintei Scripturi sunt cei mai mari oameni. Sunt printre cei mai mari păcătoși. O dau în bară cel mai greu. Avram, tatăl credinței, David, Pavel, un prigonitor al bisericii, un ucigaș, Petru. Petru să leapăde de Domnul Iisus Hristos de 3 ori într-o singură noapte. Eu cred că lucrul acesta este intenționat. Valoarea omului și valoarea mesajului care aduce un om este în Domnul Iisus Hristos și nu în om. Aia nu înseamnă că ar trebui să fim păcătoși, că noi păstori ar trebui să fim cât mai păcătoși ca să vedeți că noi putem fi păcătoși și totuși să spunem adevărul. Nu asta e mesajul. Mesajul este că suntem niște păcătoși. Și ce ne îndreptățește ca să vestim acest mesaj este jertfa Domnului Iisus Hristos, care poate mântui un asemenea păcătos, ca și mine, ca și tine, ca și Petru, ca și ucenicii care se certau despre funcțiile din împărăție în timp ce Mântuitorul spunea: hei, atenție, ascultați ce vă spun, urmează să fiu vândut. Și ziceau: bine, Doamne, dar care e la dreapta și care e la stânga? Care e de interne, care e de externe? Hai să o rezolvăm pe asta. De ce n-au înțeles când Hristos le-a făcut cunoscut acest adevăr? Când le-a spus în trecut că El va muri, că El va fi trădat, că El va părăsi acest pământ, de ce n-au înțeles? Cu siguranță motivele umane sunt multiple. Ne-au înțeles pentru că erau orbiți probabil de ambițiile lor. Ne-au înțeles pentru că erau preocupați de alte lucruri. Și așa mai departe. Am putea enumera
multe lucruri care ne împiedică și pe noi ca să înțelegem și să vedem adevărurile care Dumnezeu le descoperă pentru noi. Le descoperă pe paginile Sfintei Scripturi. N-au înțeles, poate că n-ascultau. Da? Ei erau preocupați cu alte lucruri și n-ascultau pur și simplu ce se spunea. Aplicațiile le puteți face dumneavoastră, n-am să pierd mult timp. De ce nu înțelegeți dumneavoastră? De ce nu înțeleg eu de multe ori care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Care este voia lui Dumnezeu pentru această lume? Care este voia lui Dumnezeu pentru biserica sa? Nu înțeleg pentru că n-ascult. Nu înțeleg pentru că nu citesc. Nu înțeleg pentru că nu-mi pasă. Nu înțeleg pentru că am alte preocupări. Dar în acest caz, Luca ne spune că cauza a fost mai mult decât atât. Versetul 45. Ei însă n-au priceput aceste vorbe pentru că înțelesul lor era ascuns de ei ca să nu le înțeleagă. Ca să nu le înțeleagă. Acum, în schimb, în Ioan 13, cu moment înainte de moarte Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos le vorbește deslușit și le deschide mințile ca ei să înțeleagă mesajul despre răstignirea Lui. Aceste lucruri devin acum evidente pentru ei, încât nu mai au timp, nu mai au preocupare să certe despre alte lucruri, să discute alte lucruri. Este clar, Mântuitorul urmează să-i părăsească. Și acest lucru îi zguduie, acest lucru îi tulbură. Și Petru nu se poate conține și intervine și întreabă: Doamne, dar unde te duci? Unde te duci? Tocmai ai fost primit triumfal, tocmai l-ai izgonit pe Iuda. Totul merge bine acum. Unde te duci? Ce mult trădează această întrebare. Pe de o parte, sunt convins că este o durere sinceră generată de realizarea că Hristos urmează ca să-i părăsească, cel puțin fizic. Dar este greu de evitat că o mare parte din această dezamăgire și de această durere este cauzată de așteptările lor greșite față de Domnul Iisus Hristos. De speranțele lor omenești față de Domnul Iisus Hristos. Ei aveau în gând anumite lucruri de la Hristos, anumite beneficii, anumite funcții în împărăția sa. Iar acum toate aceste lucruri s-au năruit. Și oare nu suntem și noi de multe ori exact ca și ucenicii în acest moment? Hristos ne spune de repetate ori în cuvântul său care este planul său pentru noi. Felul în care va duce această lucrare de mântuire și de sfințire până la glorificare. Dar noi suntem prea preocupați de așteptările noastre omenești față de Dumnezeu să vedem care este esența problemei. Și atunci când vin suferințele, atunci când vin problemele, atunci când vin exact metodele prin care Dumnezeu își face această lucrare, ne ridicăm glasul spre cer și spunem: Doamne, unde te-ai dus? Eu nu de asta m-am abonat aici. Doamne, cum rămâne cu împărăția? Cum rămâne cu promisiunile care mi le-ai dat? Eu am venit la tine cu niște așteptări. Și acum îmi spui că mă părăsești? Acum îmi spui că vrei să pleci? Surprinderea noastră și reacția aceasta în mijlocul acestor probleme provine, la fel ca și la ucenici, din ignoranța noastră. Noi am stat cu Hristos în camera de sus veșnic, aici pe pământ vorbind, metaforic, da? Am stat cu capul nostru pe pieptul Lui, în pace, în liniște. Am vrea să mai avem un moment în care să stăm cu El la masă, să ne simțim bine. Dar El are alte planuri, are alte priorități și anume glorificarea lui Dumnezeu. Și aceste planuri, aceste priorități, această dorință de a-L glorifica pe Dumnezeu, îl propulsează pe Iisus Hristos chiar spre suferință. Îl motivează
să rânduiască în viețile ucenicilor săi despărțire și suferință. Îl motivează pe Dumnezeu să rânduiască în providența sa lucruri nespus de dureroase în viața copiilor săi. Pentru că el are o viziune mai măreață decât viziunea noastră. Să stăm câteva clipe cu Hristos la masă. Să ne bucurăm de liniște și de hrană și de belșug și de aspectele temporale care pot ca să vină din Hristos. Și am uitat că Apostolul Pavel ne spune în Filipeni 1 cu 29 căci nouă ni s-a dat harul nu doar să credem în Hristos, ci să și suferim pentru El. Ni s-a dat harul ca să credem și să și suferim. Harul să suferim. Noi vrem harul să credem, noi vrem harul să beneficiem, noi vrem harul să avem părtășie, noi vrem harul să stăm cu capul pe pieptul Lui. Dar nouă ni s-a dat harul ca să credem în El, să stăm în părtășie cu El, dar să și suferim pentru El. Și asta este un har. Apostolii nu pot înțelege acest lucru. Doamne, cum ne poți părăsi în acest moment crucial? Este evident că despărțirea chiar fizică de Domnul Iisus Hristos va produce suferință. Această despărțire temporară, această suferință, este un act de har din partea Domnului Iisus Hristos, prin care Hristos realizează un bine suprem. Nu doar câteva clipe în camera de sus împreună cu El, nu doar o viață trăită aici pe pământ, ci o veșnicie împreună cu El. O veșnicie în care vom fi glorificați, în care vom fi transformați, în care tot ceea ce este rău din noi va fi iradicat. Iisus i-a răspuns: acum tu nu poți să mă urmezi unde mă duc, dar mai târziu mă vei urma. Hristos, anticipând ce urma să se petreacă în acest dialog cu Petru, dă acest răspuns. Îi spune lui Petru: Petru, știu că vrei să vii cu mine. Știu că crezi că poți să porți aceeași povară ca și mine. Dar nu poți. Înainte să putem trăi o veșnicie împreună cu Hristos, a fost nevoie ca El să trăiască o viață perfectă aici pe pământ și să moară în locul nostru. Înainte ca noi să putem muri pentru Hristos, trebuie să moară El pentru noi. Altfel, moartea noastră este pentru nimic. Atâția oameni de-a lungul istoriei și-au dat viața crezând că dându-și viața îl pot câștiga pe Hristos doar să ajungă martiri în iad. Nu-L poți cumpăra pe Hristos cu viața ta. Nici cu viața ta. Ca viața ta să conteze pentru ceva, El trebuie să-și dea viața pentru tine prima dată. Mă veți căuta, zice Hristos. Dar așa cum le-am spus iudeilor, că unde mă duc eu, voi nu puteți veni, tot așa vă spun și vouă, acum. Dar asta nu este verdictul final față de copiii săi. Mai încolo spune, mai târziu mă vei urma, mai târziu vei veni după mine, mai târziu vei fi acolo unde eu mă duc. Petru îi răspunde: Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? De ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da viața pentru tine. Mesajul Domnului Iisus Hristos este clar, deși Petru încă nu îl înțelege. Petru, tu nu poți muri pentru mine. Tu nu poți muri ca să câștigi dreptul de a fi cu mine. Ci eu trebuie să mor pentru tine. Eu trebuie să mor ca tu să trăiești veșnic cu mine. Sper că ați observat ceea ce s-a petrecut aici. Sper că înțelegeți gravitatea incidentului. Sper că înțelegeți aroganța lui Petru.
Sper că înțelegeți cât de... Ai zice că blasfemie poate fi ceea ce zice Petru. Dacă citim noi așa, Petru i-a zis Domnului Iisus Hristos, Doamne, eu sunt gata să mor pentru Tine. Ce mare lucru s-a întâmplat? E Petru. Petru chiar vrea ca să-și dea viața pentru Hristos. Hristos îi spune că ei nu pot să-L urmeze acum. Că e nevoie ca El să moară pentru ei. Petru îl contrazice pe Hristos și spune că El vrea să meargă acum. El vrea să meargă acum. El nu vrea să aștepte jertfa Domnului Iisus Hristos. El vrea să meargă acum și îi dovedește Domnul Iisus Hristos că este vrednic să meargă, zicând că este dispus să plătească intrarea lui cu viața sa. Doamne, eu sunt gata acum. Citiți în celelalte evanghelii, vedeți că la un moment dat Petru zice, Doamne, ăștia alalți s-ar putea ca să te părăsească toți. Să lepede toți de Tine. Dar nu eu. Doamne, eu-s diferit. Eu-s gata acum să plătesc cu viața mea. N-a înțeles că viața lui care nu este răscumpărată de viața lui Hristos, valorează zero. Viața lui, dacă nu este spălată în sângele mielului, nu este bună de nimic, nu reprezintă o jertfă, nu reprezintă nimic de valoare. La suprafață, și cred că o mare parte din intenția lui Petru a fost nobilă, la suprafață pare foarte nobil, pare foarte frumos, dar nu este. Dacă ai putea intra în prezența lui Dumnezeu cu prețul vieții tale, nu ar mai fi fost nevoie ca Hristos să plătească cu prețul vieții Lui. Asta este esența Evangheliei. Esența Evangheliei nu este despre faptul că tu trebuie să-ți dai viața pentru Dumnezeu. Că tu trebuie să-ți dai viața pentru Hristos. Esența Evangheliei este că Hristos și-a dat viața pentru tine. Și dându-și viața pe cruce pentru tine, ți-a dat viață veșnică. S-ar putea ca într-o zi să-ți ceară viața ca și jertfă. S-ar putea ca într-o zi să fii chemat ca să fii martir pentru credința ta, pentru Mântuitorul tău. Dar acel act de martiraj are valoare pentru că viața ta este una răscumpărată în viața și moartea Domnului Iisus Hristos. Nu pentru că îți poți plăti intrarea la cer. Nu pentru că poți merita să te duci cu Hristos. Domnul Iisus Hristos sesizează, pentru că știe clar ce este în inima lui Petru, și răspunde pe măsură. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, cum știm ce e în inima lui Petru în acest moment? Cum știm că nu-i pur și simplu un act nobil? Da? Nu-i doar o chestie de ignoranță. Petru e așa de îndrăgostit cu Domnul Iisus Hristos, încât el face această declarație, dar săracul nu știe. Știm că există elemente negative. Cum știm? Uitați la răspunsul Domnului Iisus Hristos. Iisus i-a răspuns, versetul 38. Îți vei da viața pentru mine? A răspuns, serios, Petru? Serios? Chiar crezi? Chiar crezi că ești în stare să faci asta? Chiar crezi că dacă ai putea să o faci, ar conta pentru ceva? Chiar crezi că tu, din puterile tale, din forța ta, din meritul tău, ai putea ca să intri în prezența lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos spune, am să-ți dovedesc, am să te mântuiesc de orice urmă de acest gând. Adevărat, adevărat îți spun, nu va cânta cocoșul până când nu te vei lepăda de mine de 3 ori. Ai să vezi, Petre, ce poți tu face. Ai să vezi, Petre, cât de mult contează viața ta. Despărțită de mine. Petru care zicea că eu nici de cum nu mă las. Nu există posibilitate de lepădare. Ăștia la alți, cum se spune, nici o noapte nu reziști. Nici o noapte nu reziști, Petru. Și știți ceva? Petru are nevoie să fie smerit. Pentru Petru, răspunsul Domnului Iisus Hristos și condamnarea aceasta la lepădare este un act de har. Este un act de dragoste.
Suferința aceasta, rețineți cât de mult a suferit Petru când realizează că s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos exact așa cum i s-a spus. Dar este pentru binele lui. Ca să se șteargă din inima lui, ca să se șteargă din mintea lui orice urmă de o convingere că el ar putea contribui ceva în fața lui Dumnezeu pentru justificarea lui. Domnul Iisus Hristos se uită la el și iubindu-l până la capăt spune: Petru, am să-ți arăt. Am să-ți arăt cum e cu viața ta. Am să-ți arăt cât de pregătit ești. Și evident, privind din afară, primește această sentință de condamnare, dar privind dinăuntru, din intimitatea camerei, știind că Domnul Iisus Hristos caută ca să iubească pe copiii săi până la capăt, știm că această suferință care este decretată de Domnul Iisus Hristos este un act de dragoste și de har pentru Petru. Pentru că el avea nevoie să fie smerit. Petru avea nevoie să ajungă deplin dependent de Hristos. Noi avem nevoie să fim deplin dependenți de Hristos. Hristos ne-a lăsat în această lume și ne-a dat o mare trimitere ca noi să lucrăm în această lume, să lucrăm asupra ei. Să vestim mesajul Evangheliei și vestind mesajul Evangheliei și trăind vieți care sunt saturate de Evanghelie, noi lucrăm asupra ei. Acest lucru este adevărat, chiar istoric vorbind. Acolo unde creștinismul a fost prezent, creștinismul conservator, evanghelic, chiar societatea a dus-o mai bine. Chiar lumea din jur a dus-o mai bine. Și noi suntem chemați să stăm în această lume și să avem un impact asupra ei. Dar în același timp suntem lăsați într-un fel, abandonați, dacă vreți să ne gândim așa, părăsiți în această lume ca lumea să lucreze asupra noastră. Ca necazurile ei, ca suferințele ei să ne smerească, să ne zdrobească, să fim mântuiți de orice iluzie că noi am putea face ceva, că noi am putea contribui ceva. Că noi am putea ca să mergem în prezența lui Dumnezeu prin altă metodă decât doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea, Mântuitorul nostru nu doar că permite suferință în viața noastră, ci le rânduiește, le decretează. În providența lui, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, Duhul Sfânt, Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, hotărăște pentru noi suferințele necesare să fim mântuiți de această idee. Pentru unii înseamnă probleme financiare. Pentru alții înseamnă probleme de sănătate. Pentru alții înseamnă probleme de familie. El știe ce și cât ai nevoie ca să fii mântuit de acest sentiment. Și nu este o pedeapsă de la Dumnezeu. Este un act de har și de dragoste și o dovadă că El te iubește până la capăt. Mântuirea nu constă în ceea ce poți tu face pentru Hristos. Mântuirea este ceea ce El a făcut pentru tine. Așa, la nivel intelectual este: da, frate, știu, eu nu pot face nimic ca să-mi câștig mântuirea, nu pot contribui, am înțeles. Și totuși încerci în fiecare zi. Încerci să-L mituiești pe Dumnezeu în fiecare zi. Încerci să faci târg cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa, subtil. Subtil. Doamne, uite ce aș face eu pentru tine dacă ai face tu ceva pentru mine. Hai să ne târguim. Hai așa românește. Hai să dăm în România, doamne. Hai să facem un târg așa. Nu trebuie să spunem la noi doi. Știu teologie, dar noi doi, hai să rezolvăm o problemă. Uite, am și eu niște chestii care vreau să le rezolv în viață. Și dacă tu le rezolvi pe astea, uite ce fac eu pentru tine. Și după aia suntem chit și ne vedem în cer. Nu e așa că de multe ori tratăm așa? Nu e așa că de multe ori facem o boacănă și ca și copilul mic, copiii mici sunt foarte legaliști. Foarte, foarte legaliști. Încercăm să o reparăm cu un lucru bun. Știi, mami, am spart vaza asta, dar uite, m-am dus și să-mi culez niște flori. Iartă-mă. Știi,
Colegerea florilor, dacă ar fi dintr-un sentiment de părere de rău, dacă ar fi bun, dar nu, ar fi, acolo e o compensare. Am făcut prostia asta, dar uite, ți-am făcut un desen așa de frumos, mami, cum să nu mă iubești? Cum să nu mă iubești? Da? Îi ziceam la fratele Andrei în concediu, când am fost mic, cel puțin nu rețin, poate că traumele au fost prea mari, dar eu nu rețin decât de 3 ori în viața mea să fi primit bătaie. Ălea le rețin. De fapt, de 2 ori le rețin. Una, nu țin minte, dar mi s-a povestit de atâta de ori, că eram în păușa la un botez sau ceva de genul, și tata a ieșit de la amvon, m-a scos afară, mi-a tras o mamă de bătaie și după aia am fost sfânt. Aia nu țin minte, eram prea mic să țin minte, dar mi s-a povestit. Peste tot unde oameni care au fost prezenți, m-am întâlnit cu ei, nu țin minte, mulțumesc că mi-ai reamintit. Și tu știi, da. Dar rețin celelalte două. Una dintre ele, sau a patra care s-ar fi putut întâmpla, nu s-a întâmplat. Eram jos la biserică și am luat o minge din frustrare, din nerv, și am spart un geam în biserică. Jos la sălile de copii, intenționat. Am spart un geam. N-a fost o greșeală, am vrut să-l sparg. M-a luat o soră, m-a dus sus la maică-mea care era în biserică și i-a zis ce s-a întâmplat. M-au trimis sus la apartament, apartamentul păstorului este deasupra bisericii la New York și stăteam să aștept sentința. Știam că va fi a patra bătaie din viața mea. Stând acolo, am zis, măi, trebuie să rezolv cumva problema, chiar nu vreau să iau bătaie. Și ce mi-a trecut mie prin cap, am luat o coală de hârtie și am început să scriu o scrisoare de pocăință. Nu cred că a fost sinceră. Nu cred că a fost sinceră. Eram destul de apt, chiar la vârsta aia fragedă, ca să gândesc lucruri. Și am zis, măi, dacă fac pe pocăitul, s-ar putea să mă ierte, știi? N-a fost o pocăință sinceră, dar m-am pus și am scris o scrisoare. Dragi părinți, și le-am explicat cum e situația și le-am pus scrisoarea pe masă și am așteptat ca să vină. Au venit, au citit scrisoarea și din frustrare, sau au fost impresionați de scrisoare, dar atras de mine, băi, nici nu știu ce să fac cu tine, du-te de aici că nu știu ce să fac cu tine. Și n-am mai primit bătaie. Ei, de multe ori suntem și noi așa cu Dumnezeu, noi credem că putem ca să-L fentăm pe Dumnezeu. Dacă facem un lucru rău, Doamne, stai că uite, fac niște lucruri bune. Și ne-am dat bani la biserică de mult, dar o să dau niște bani. Știu că am călcat, o să dau niște bani. Sau, Doamne, uite, am să fac pe pocăitul. N-am prea fost foarte pocăit în ultima perioadă, dar am să fac pe pocăit. Am să scriu o scrisoare de pocăință. Nu-L poți fenta pe Dumnezeu. Nu poți negocia cu Dumnezeu. Mântuirea este despre ceea ce El a făcut pentru tine. Și El ne aplică tratamentul necesar în viața noastră, în așa fel încât să ne mântuie de aceste senzații, de aceste porniri care vin din carne. De aceea ne-a lăsat încă în această lume. Să parcurgem procesul acesta de sfințenie care El l-a rânduit. Nu există boală, nu există suferință, nu există necaz, nu există probleme financiare, nu există nimic în viața credinciosului care n-a fost rânduit de Domnul Iisus Hristos pentru binele nostru, pentru sfințirea noastră. Și de aceea, pentru o perioadă, suntem despărțiți fizic de Mântuitorul nostru. Ca să fim purificați prin procesul acesta. Și asta este un act de dragoste din partea Mântuitorului. În concluzie, Hristos, am văzut, are ca și scop principal glorificarea lui Dumnezeu. Și în acest sens, El lucrează în viețile noastre pentru a aduce la împlinire acest scop. Lucrează în viața lui Petru, care încerca să meargă cu Hristos pe o altă cale, care credea că putea să-și ofere el viața în schimb. Acest scop se realizează inclusiv prin suferință. Inclusiv prin despărțirea noastră fizică față de Hristos pentru un timp. În Duh este cu noi. Dumnezeu este prezent în lăuntrul nostru, dar fizic suntem despărțiți de El pentru un timp. Aceasta ar trebui ca să ne aducă un sentiment de durere. Când e ultima dată când ți-a fost dor de Domnul Iisus?
Când este ultima dată când ți-ai dorit ca să-L vezi? Să stai de vorbă cu El? Să pui capul pe pieptul Lui? Când este ultima dată? Faptul că nu poți acum să faci aceste lucruri. Ar trebui să provoace o durere, un dor față de El. Și aceasta este un har, un har față de noi. Pentru ca glorificarea lui Dumnezeu, chiar prin suferință, aș spune mai ales prin suferință, glorificarea lui Dumnezeu prin suferință produce o bucurie mai profundă pentru credincios. Și ne pregătește pentru a ne întâlni cu Dumnezeu. Ne dezbracă de orice încredere în propria putere sau în propriul merit. Eu cred că în momentele în care vom fi în veșnicie cu Mântuitorul nostru și vom privi înapoi la toate aceste lucruri care le-a rânduit Domnul Iisus Hristos în viața noastră, toate aceste suferințe, toate cele momente în care am crezut că El ne-a abandonat, eu cred că le vom aprecia total diferit. Ne vom uita la ele și vom mulțumi, Doamne, îți mulțumesc pentru că apreciez așa de mult ce ai făcut cu mine. Apreciez așa de mult prin ce m-ai trecut ca să mă aduci aici. Apreciez așa de mult că astăzi sunt în prezența Ta pentru că m-ai trecut prin toate aceste lucruri. Eu nu cred că vom fi tabula rasa în cer. Nu știu ce s-a întâmplat. M-am născut și am ajuns în cer. Nu cred așa ceva. Eu cred că vom fi conștienți de felul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră. De felul în care ne-a dezbrăcat de orice neprihănire de sine. De felul în care ne-a ancorat prin toate aceste lucruri, prin cuvântul Său, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Într-adevăr, unde este El, Mântuitorul nostru, noi nu putem merge acum, în acest moment. Dar în curând vom merge, pentru că El a murit pentru noi. Așa că pentru noi nu mai există moarte. Pentru noi nu mai există despărțire de Dumnezeu. În curând vom merge. Dar vom merge nu pentru că noi suntem gata să ne dăm viețile pentru El. Nu pentru că noi suntem gata să ne dăm viețile să ne câștigăm mântuirea. Nu pentru că noi suntem gata să ne dăm viețile să intrăm în prezența lui Dumnezeu, ci pentru că El și-a dat viața pentru noi. Și ne-a iubit până la capăt. Ce dragoste profundă! Ce dragoste minunată! Ce dragoste care este dispusă să lucreze în viețile noastre chiar atunci când noi nu vrem. Nu este așa că nu ne place de multe ori când Dumnezeu lucrează. Nu ne place când tata ne ieși și ne scoate afară din biserică și ne dă la fund, nu? Nu ne place. Vă place? Dar asta înseamnă a iubi până la capăt. Asta înseamnă a-ți iubi un copil așa cum trebuie iubit. Înseamnă a-l disciplina. Înseamnă a lucra în el un caracter după natura lui Dumnezeu. Și a lucra un caracter după natura lui Dumnezeu într-un vas de lut așa de murdar trebuie să fie dureros. Domnul să se îndure de fiecare dintre noi, să ne arate orice sentiment de propria neprihănire, de îngânfare și chiar dacă este nevoie, prin dragostea Lui, cu orice este nevoie să curețe din viața noastră așa ceva. Amin. Amin.